Laurențiu Nistor și-a depus sâmbătă dosarul de candidatură pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Hunedoara din partea PSD. Alături de Laurențiu Nistor s-au aflat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Elena Intotero. Candidații la funcțiile de consilier județeni propuși de către organizația județeană a PSD Hunedoara, colegi de partid și numeroși susținători. Încrezător într-un viitor mai bun al județului Hunedoara, Laurențiu Nistor și-a consolidat o echipă de consilieri județeni dinamică și echilibrată, în care se regăsesc multe nume noi, profesioniști din diverse domenii de activitate, iar tinerii și femeile sunt bine reprezentați. În primul rând vreau să mulțumesc cetățenilor județului Hunedoara pentru faptul că în 2020 au avut încredere în mine și m-au votat ca președinte al Consiliului Județean. Pot spune astăzi că nu i-am dezamăgit și pot spune astăzi că voi candida încă pentru mandat 2024-2028 pentru interesul cetățenilor din județul Hunedoara și pentru binele județului Hunedoara. Am putut demonstra împreună cu echipa de consilieri, cei care fac parte la Consiliul Județean, cu conducerea, cei doi vicepreședinți, administratorul public, am putut demonstra și demonstrăm că am făcut lucruri deosebite pentru județul Hunedoara. Chiar aici aveți în stânga un șantier care l-am deschis. Pe unii îi supăra că n-au timp să mângâie broaștele. O să le spun că au timp de acum încolo tot să mângâie 4 ani de zile la broaște, că altceva nu l-avea de făcut în politica județeană. Și sigur că de săptămâna viitoare mai putem spune că mai avem multe, multe proiecte pe care vor începe. Îmi aduc aminte și acum de intervenția unui consilier PNL în cadrul Consiliului Județean, când spunea: domnule președinte, toate drumurile care le-ați promis le faceți până la alegeri? Și am spus da, dar până la alegerile prezidențiale, avem timp, un an de zile. Până la alegerile locale nu puteam spune dacă se fac. În rest, sunt convins că toți consilierii, indiferent de locul de pe listă, vor depune tot efortul lor pentru binele județului Hunedoara, pentru a putea face lucruri deosebite pentru județul Hunedoara. Am încredere în ei, în toți, am încredere în echipa PSD și vă pot spune că vom fi pe locul 1. Am demonstrat că suntem cel mai puternic partid din județ și din țară și ceilalți le doresc mult succes. Mulțumit de experiența administrativă, profesionalismul, priceperea, dar și tinerețea cu viziunea inovativă a echipei sale, Laurențiu Nistor este convins că și în următorul mandat, aleșii PSD vor aduce stabilitate, echilibru și prosperitate întregii comunități.